Noroc bun, băieți și fete, folosindu-mi calitățile mele de șogun, a luat niște cartofi și le-a tăiat, uite așa, feliuțe. Egale ca mărime, ei, Sanchi, le-am dat pe robot. Acum, tu dacă ești șogun adevărat, poți să le tai așa frumos, felii egale și subțirele. Dacă ai robot, poți să le dai prin robot. Dacă ai mandolină de cei care așa, poți să le dai pe de cei. Tu ești stăpânul cartofilor tale. Ideea este ca să fie niște feliuțe, nici prea subțiri, dar nici prea groase. Asta e toată ideea. Facem o lecuță de cartofi franțuzești, dar nu sunt cartofi franțuzești așa cum e rețeta originală de cartofi franțuzești. Ceva așa, pe sistem mai rapid. Să sperăm că nu se uită Monsieur Paul Bocuse la mine când fac cartofi franțuzești. Înțelegi? Șef Paul Bocuse. Eu știu că oricât mi-aș bate eu capul, să zic că nu e rețeta originală de cartofi franțuzești, o să fie cineva în comentarii care o să zic, băi, bărbosul, dar asta nu s-a așa să fac, doamne, cartofi franțuzești sau așa. Am pus cartofile astea pe agregat, deocamdată nu dăm foc, nu face nimica, am spus niște sare, piper, niște smântână lichidă și o lecuță de apă. Așa, cam un pahar de apă, nu foarte, foarte multă apă. Și dăm foc, maxim. Uștile cu niște usturoi. Poate observați că stau așa cu deștul ăla mai drept, așa, înțelegi, cu deștul ăsta. Am scos răzătoarea aia automată de la roboțel, înțelegi? Precum șogunii, m-am tăiat o lecuță în răzătoarea aceea, știi? Dar nu contează că șogunii suferă în tăcere, dar nu mi-am pus plasturi, că dă prost așa, mă vede lumea așa cu plasturi, băi, bărbat, dar tu nu știi să tai precum șogunii și de-astea. Dar asta face parte din meserie. Ce ziceam? Usturoi, am pus vreo 3-4 căței de usturoi, o foiță de dafin și niște cimbrișori verde. Dacă ai pui, dacă n-ai nu pui, dar ar fi bine să-l pui cimbrișorul verde, că îi dă aromă bună. N-aș zice totuși să înlocuiești cimbrișorul verde cu cimbru de ăsta de-a nostru uscat. Nu-i alta aromă. Mai degrabă nu mai pui. Dacă n-ai cimbrișor verde, mai degrabă nu mai pui. Și bineînțeles cum fac eu parte din fan club muștar Dijon, cu știruc și cu o linguriță așa, hai, poate două, de muștarel Dijon. Și uite așa, amestecăm noi puțin toată treaba ca să amestece toate ingredientele, nu de alta. Asta e genul ăla de mâncare pe care să-l faci așa când vii la serviciu și ești așa oarecum obosit. Pui cartofile astea la blender sau la ce ai tu, pe mandolină, cum li dai tu acolo așa, nu prea-ți bați capul cu ele, înțelegi? Apropo, cartofile nici măcar nu le-am curățat, nu, le-am spălat bine, atât tot, că și cu așa are o aromă foarte bună. Cu știu că o să mai pun și două cepi, uite așa, am două cepi tăiete. Una roșie și una albă, cu știu că aici. Și pur mă amestecăm. De fapt trebuia să pun ceapa înainte să amestec. Da, asta i-am uitat. Era acolo și n-avea gură ca să strânge, înțelegi? Am pregătit-o. Zic eu, tipă, uitați ceapa, bă. Omule, am uitat ceapa, bă. Știi ceva? Eu am să mai pun o lecuță de apă. Dăm o lecuță că focul mai la mititel așa, mai exprimic. Și punem capacul și fierbim pentru vreo 5 minute. Lăsăm așa capacul. Ia ca așa. După vreo 5 minute, cu știu că am luat capacul. Oi, cum arată, băi. Vezi, s-o mai muietul ăla că cartofii s-au dus așa, s-au dus cu totul în zamă. Ce am să fac? Am sărat niște nucușoare. Bineînțeles, tu dacă n-ai dintre asta așa întreagă, poți să iei nucușoară praf. Poate reușești să îmbelezi și deștul ăsta, înțelegi? Eu am talente dintre astea ascunse, să mă tai de două ori în aceeași zi. Stai cu mine. Am să amestec o leacă. Am sărat și niște parmezan sau parmigiano reggiano. Am să amestec o leacă și parmezanul ăsta. Și uștiu că am să pun niște cașcaval ras. Uite așa, pe deasupra, uite așa. Și văd că ești perspicace. Te-ai prins. Băgăm toată treaba la cuptor la vreo 180-200 de grade pentru vreo jumătate de oră, 40 de minute, până se face așa frumos, tot pe deasupra tot. Ne vedem o leacă mai încolo. Când scoate de la cuptor toată treaba. Aoleu, mamă, cum arată, băi, băiatule, băi. Ai, Doamne. Pe o gură. Facem o lecuță de poze, le udăm pe Instagram, păi da, cum? Ia să vedem. Deci mi-e plouă în gură cu asta în față, aici. Nu vă pot explica cum miroase. Mamă. Uf, Doamne, cât e de bun. Puteam să fric și niște bacon înainte, înțelegi, acolo așa, puneam o lecuță cu ulei, frigeam niște bacon, pe nu puneam cartofele și toate cele. Era altceva, cu lecuță de bacon, dar am zis că fără carne, că mai trebuie și zâni fără carne. Nu toată ziua carne, știi cum zic? Te-am pupat pe portofel, am mai fentat o zi, hai noroc și la mai mare, te pup!